În direct la Digi Sport 1, Ceahlăul a tremurat serios pentru o victorie împotriva Voinței Sibiu. Ardelenii au avut prima ocazie a meciului la o fază în care șutul lui Lucanović nu a nimerit ținta. Au urmat momente bune ale nemțenilor, iar Cebotaru a ratat după o centrare a lui Constantinescu. Două minute mai târziu, Stan a executat periculos o lovitură liberă, dar Barna a fost neatent și scorul a rămas neschimbat. Golul a venit abia în prelungirile primei reprize, când Caius Lungu a fost faultat în careu, iar penaltiul a fost transformat de Grigore. Condusă la pauză, Ceahlăul a început excelent repriza secundă, iar Cebotaru a fost din nou aproape de a marca după o centrare expediată de Stana. Gazdele au reușit până la urmă să egaleze. În minutul 53, Bădescu l-a învins pe Dănălache la o fază în care portarul oaspeților reușise în primă instanță să respingă în fața lui Gafița. Ceahlăul s-a aruncat în atac și după două ocazii ratate de Constantinescu și Stana, moldovenii au reușit să dea lovitura în minutul 62. Pasa excelentă a lui Stana l-a lăsat pe Constantinescu singur cu portarul oaspeților, pe care l-a driblat înainte de a înscrie. Până la final, avantajul gazdelor a mai fost amenințat doar de lovitura de cap a lui Neguț din prelungiri și Ceahlăul Voința Sibiu s-a încheiat 2-1. E o victorie care ne-a mai descătușat puțin, e o performanță pentru Liga 1, e primul joc câștigat acasă, ne-a așteptat un joc greu încă de când am știut că vine o echipă organizată, așa s-a dovedit, două echipe mici, dar cu suflet foarte mare. Am intrat cu 1-0 la cabină, chiar discutasem de importanța celor primelor 15 minute din a doua repriză și exact acolo am pierdut jocul. Ceahlăul a învins Voința Sibiu cu 2-1 și a obținut prima victorie pe teren propriu din acest sezon. Nemțenii au întors rezultatul și au arătat ca o adevărată echipă. Pentru Costel Anache, crearea unui grup unit este unul dintre cele mai importante obiective. E important să venim cu bucurie la stadion, la vestiar. E foarte important să ne bucurăm când ne vedem unii pe alții. De aici putem pleca la o muncă, pentru că munca necesită mult efort fizic. Ea trebuie făcută cu plăcere pentru a mai alina din durerea efortului fizic. Ionuț Bădescu a readus Ceahlăul în joc printre un gol superb marcat la începutul reprizei secunde. A fost prima reușită a mijlocașului nemțenilor în actuala ediție a Ligii 1. O victorie cât 6 puncte, să spunem. Da, o victorie grea muncită. Ne așteptam să fie un meci greu. Da, și mă bucur că am câștigat. A fost teama aia să nu primim gol și până la urmă s-a întâmplat lucrul ăsta, dar eu zic că ne-a motivat mai mult și a doua repriză s-a văzut că s-a jucat mai bine și am întors rezultatul. Și o victorie mult mai frumoasă așa. Dacă nemțenii au avut motive de bucurie, sibienii au rămas cu regretul că nu au reușit să mențină avantajul luat în prima repriză. N-aș dori să spun că prima repriză a fost mai tacticizată. Două echipe care au știut că echipa care face prima greșeală va avea mult de suferit.